e blană piesa. Așa cum ai spus, chiar mi s-a făcut piele de găină și e wow, sincer. Mi-a plăcut super mult. Abia așteptam să ascult. Ce versuri! Asta da! Ce versuri catchy! Deci, piesă super șmecheră, ritm genial, te intre cu pe tine, Teo. Felicitări, respect! Astăzi o să reacționez la videoclipul Teo. Înainte de asta o să-i dau un like. Așa. Și acum, hai să începem reactul! Îmi place cadrul ăsta, cu podul părăsit. Sincronizarea e ok. Adică, văd că nu a fost așa cu scăpați sau ceva. Îmi plac cadrele. Văd că nu sunt tremurate sau ceva. Îmi place negativul. Adică îmi place atât de mult polul s-a părăsit, arată într-un fel anume. Alte momente. Deci, am mai ascultat piesa și, sincer, mi se pare wow. Se vede oricum că este multă muncă în spate, dar e foarte fain. Și, sincer, am ascultat-o de vreo două ori. Asta ar fi a doua oară când o ascult pentru reacție. Și deja mi-a intrat refrenul în cap. Deci, o piesă care te prinde repede și e wow. Da. Deci e wow tot. Chiar nu am ce să comentez de rău sau să spun ceva că n-a fost wow, pentru că e clar că nu. Piesa e super. Deja este a doua zi și are 400 de vizualizări. Te felicit, Teodor, și ține-o tot așa în continuare și... A lansat în sfârșit piesă nouă după o așteptare destul de mare. Am pretenții mari de la melodia asta și sunt sigură că o să-mi placă, dar țin eu să fac un react. Este telefonul de lângă piciorul tău. Ești genul ăla, da, eu sufăr pentru ea, dar am telefonul lângă mine, dacă îmi dă cumva un mesaj, eu fug la ea.
Refrenul este super. Super, 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 super. Este catchy, ceea ce e super. Te prinde, este wow. Deci refrenul m-a lăsat fără cuvinte, dar de ce ai vrut neapărat să pui picăturile astea? Adică nu le văd rostul. N-am înțeles. O fi lacrimile tale căzând, cerneala de la stilou care cade, cerneala de la scrisoarea pentru ea, că melodia asta se poate interpreta cumva ca o scrisoare pentru persoana iubită. Wow! Retrag orice fel de comentariu jignitor legat de acele cade. Wow! Nu mai pot să mai zic, nu mai am ce să zic. Este emoționant videoclipul. Picăturile alea, care a apărut și pe varianta roșie, care se restrânge, n-am mai comentat-o că eram prea în melodie. Acum legat de versuri. Wow! Nu știu cum ți-a venit ideea versurilor, inspirația versurilor, dar sunt wow! Împreună cu instrumentalul. Wow de wow! Sunt bucuroasă că am făcut react la această melodie minunată. Ține tot așa, și cu tot mai bine și este wow! M-a lăsat fără cuvinte. Ce simt exact, nu cred că mă iubești cu adevărat. Oare e prea târziu?